Nicolae Masă, strungar la atelierele Grivița, se trezise și el ca toată lumea dimineața, dar nu clipise din ochi nedumerit. Țăran de origine, el îi spusese de mult muierii, nu de ieri de azi, ce trebuie să facă dacă îi se va întâmpla să piară. Îți vezi creștino de treabă. Dacă mai ești tânără, îți găsești un om ca și tine, cu copil și văduv, și îți duci viața mai departe. Tot ce te rog e să-mi păstrezi în casă, într-un colț, fotografia noastră de la cununie, să nu mă uite băiatul. Nicolae Masă era moldovean. Numele lui era o poreclă dată de oameni bunicului, om cu stare, căruia îi plăcea să stea mult la masă și să invite și pe alții. Hai la masă, zicea, și mulți veneau și se așezau la masa lui, care nu se știe cum făcea acest om că îi dădea un aer de petrecere chiar când era zi de lucru. Fiul, tatăl strungarului, fu înscris în registrele primăriei cum era obiceiul pe atunci, cu numele de Masă Ion. Băieții acestuia, printre care și Nicolae, la fel. Ideea de a părăsi satul îi încolți lui Nicolae de timpuriu. Erau frați mulți, pământul nu mai ajungea. Prudența însă îl îndemnase să păstreze un călcâi în sat, câtă vreme ambele picioare nu-i stăteau încă pe un teren sigur în orașul Pașcani, unde era ucenic. Copilărise în sat până la 12 ani împreună cu frații săi, asupra cărora avusese totdeauna pe vremea aceea o autoritate, nu cu mult mai mică decât a tatălui. Desprinderea de țărănime nu se făcuse însă dintr-o dată. Intră întâi la depoul CFR Pașcani, unde timp de 4 ani învăță strungăria, venind acasă o dată pe an, în timpul verii, câteva săptămâni. La 24 de ani, nu știa încă dacă pavajul orașului era foarte sigur pentru el, când înțelese că înapoi în sat, drumurile îi și erau tăiate. Frații se însurară și împărțiră între ei partea lui de pământ. Ei ziceau, la modul cel mai ocolit care se putea închipui, că tot n-avea el cum să mai lucreze pământul și ar fi fost păcat de Dumnezeu să-l vândă și să ia bani pe el. Banii se duc și pământul nu se mai întoarce. Nu se discuta, era dreptul său și dacă ridica un deget și zicea nu, pământul îi revenea. Dar ar fi oare un frate mai încinste ținut sau un unchi mai iubit de rude decât el dacă ar zice da și l-ar lăsa în grija lor să-l muncească? A zis da și a rămas fără pământ. N-a fost însă chiar ruptura totală, căci oricând întorcându-se în sat ar fi putut să se adăpostească liniștit în familie cel puțin o lună de zile pe an, dacă viața l-ar fi silit și n-ar mai fi avut ce mânca și unde să se ducă. Abia după câțiva ani se rupse el cu totul de ai săi, silit fiind, căci locul nașterii îi era acum indicat în toate fișele de poliție ce i se făcură după greva din 33, când fu atras de activitatea politică ilegală. Hotărârea de a duce o activitate politică ilegală o luă într-o seară, într-o cârciumă din Mahalaua Giulești. Părăsise între timp de 4 ani depoul din Pașcani și venise la Grivița, la ateliere, împreună cu un prieten al său, Lăcătuș ca și el. Era o cârciumă ordinară, cu scară, cu talaș presărat pe jos, cu potcoavă la intrare și cu clopoțel deasupra pragului, unde intrase furios să facă să înceteze glasul supărător al instinctului care îi șoptea: drumul pe care vrei să o apuci duce la moarte sau la închisoare. Prima înghițitură de alcool îi făcu greață și rămase tăcut ore în șir în fața păhăruțului de care nu se mai atinse. Nu există oare decât alternativa, moarte sau pierderea libertății? Numai atât era?
Cine putea să cunoască dinainte surprizele ce ni le rezervă schimbarea neîncetată a lumii? Îi veneau în amintire evenimentele din ultimii 4 ani de când părăsise depoul din Pașcani, precum și schimbarea ce se petrecuse cu sine în acest timp. Greva fusese reprimată brutal, conducătorii comuniști și greviștii fruntași arestați și fusese arestat și prietenul său, sub bănuiala că ar fi fost un agent de legătură trimis de comuniștii din Pașcani la ateliere. Îl bătuseră și îl chinuiseră câteva zile să spună numele celor care îl trimiseseră. "Bine, dar tu nu știi nimic," zise Nicolae Masă indignat. "Da, dar ei n-au de unde să știe că eu nu știu nimic. Te vor aresta și pe tine. Mai bine fugi." Nicolae Masă nu fugi. Fu arestat și suferi aceleași bătăi. Și îi se dădu de asemenea drumul, sub avertismentul să se astâmpăre. Observă un lucru curios care se petrecu cu sine în aceste zile. Teama și așteptarea arestării și a bătăilor fuseseră mai chinuitoare decât arestarea și bătăile înseși și odată ieșit de acolo, frica de poliție încetă să-l mai turbure. Absența fricii îi eliberă brusc gândirea și îl făcu să ia cunoștință de evenimentele în care fusese implicat ca participant anonim. Manifestarea conducerii comuniste a grevei, organizarea ei, legăturile cu centrele din provincie, amploarea politică și răsunetul peste hotare al acestor acțiuni. Toți acești conducători erau acum judecați și închiși. Nicolae Masă se pomeni gândindu-se la ei seri de-a rândul, înainte de a adormi cu capul pe pernă și cu privirea deschisă în întunericul micii odăițe închiriate în care locuia. Deveni tăcut și meditativ și ochiul său se făcu atent și se deschise larg scrutând oamenii. O întrebare se citea în privirea sa. "Vreau să știu despre ce e vorba. Cei arestați sunt muncitori simpli ca și mine, care nu știu nici ei nimic și s-au pomenit singuri în fruntea noastră fără să fie luminați de nicio idee. Sau ei știu ceva care eu nu știu și ar trebui să știu?" Privirea sa întâlni o alta ca și a lui, care însă deținea un soi de răspuns. O broșură subțire, strecurată cu grijă în buzunar la garderobă. Se duse în odaia lui, încuie ușa și începu să citească. În broșură se spunea că lumea nu e dată odată pentru totdeauna așa cum e, că în prezent cei ce stăpânesc marile bunuri și marile mijloace de producere a lor au trebuit la vremea lor să lupte pentru a dobândi puterea, că această putere nu este nici a dreaptă și că trebuie răsturnată prin toate mijloacele. Lectura aceasta îl turbură, ceru imediat alta. Înțelegea numai jumătate din ceea ce citea și căuta în broșura următoare ceea ce îi scăpa în celelalte. Astfel petrecu un an. Cel care îi dădea broșurile dispăru într-o zi, nu mai veni la ateliere și nimeni nu știa dacă a fost arestat sau dacă s-a ascuns. Apăru unul nou, mult mai hotărât, și îi ceru să îndeplinească o sarcină. Acceptă, turburat însă din instinct, știa ce l-așteaptă. Nu se temea decât de moarte, care îl privea parcă din față, de la 10 metri distanță, cu 12 țevi ridicate în aer. La o comandă ce ar fi fost executată cu precizia unui mecanism, știa acest lucru din armată, foc. N-ar mai fi fost nimic. N-ar mai fi aflat nimic despre nimeni, n-ar mai fi putut avea această bucurie fremătătoare ce îl stăpânea de a se retrage în odaia lui
și a citit despre menirea și rolul istoric al clasei muncitoare din care făcea parte. Deveni prudent. Sentimentul primejdiei îi crescu, dar nu renunță să îndeplinească sarcinile de încercare ce îi se trasau și mai ales nu renunță la lectura cărților interzise. În curând se trezi că posedă cunoștințe sistematice de istorie, filozofie și economie politică. Prin 1935 se hotărâ. Ce mă așteaptă pe mine dacă ocolesc activitatea comunistă? Se întrebă. Pot eu, în odaia mea mucedă de 3x2, să întemeiez o familie? Și dacă m-aș însura, ce aș mai putea să fac tot restul vieții? Să smulg din salariul meu 10 lei pe săptămână și să-i beau împreună cu alții în această cârciumă murdară? Și pe urmă să îmbătrânesc și să mă uit la copiii mei cum trăiesc roși de dorinți care nu pot fi împlinite și îmbătrâniți ei înșiși de timpuriu, poate chiar înainte să mor eu? La ce i-aș putea eu îndemna la altceva decât să creadă în noroc? Și cum i-aș putea eu împiedica să nu-și scoată șapca în fața slugii patronului și să dorească și ei să ajungă asemenea slugi sau să apuce pe drumul afacerilor murdare în poliție sau în jandarmerie? Să-l văd pe copilul meu cu ochii sticlind de servilism, îndoindu-și spinarea? Mai bine nu-l fac. Totuși, făcu unul. Se căsători cu o rihtuitoare din secția 32, care avea și o căsuță cu două odăi rămase de la o mătușă, pe strada CFR 1, cartierul CFR. Se pomeniră chiar că ei doi pot strânge și ceva bani dacă vor să pună pe jos podea de scânduri și dacă vor să mai construiască o odaie lângă cele două, unde să stea copilul lor când s-o face mare. Cum aflară însă frații săi că are ceva bani? Și cum le veni lor ideea să-i facă o vizită și să-i dea sfaturi? O adâncă mâhnire îl cuprinse după această vizită. Îl chemau înapoi? Îl îndemnau să cumpere pământ? Cum să iei puterea când milioane de oameni visau la micul lor pogon de pământ? Se îmbătă după plecarea lor și îi spuse soției: vezi, pentru ei lumea toată e o lume de țărani, orașele niște așezări izolate și în afară de țărani nimic nu mai există. Și asta merge până acolo încât eram odată detașat pe un șantier și mâncam la un birt de la marginea orașului. Aveam 19 ani. Mâncam pe credit, eu și un băiat de la mine din sat. Birtașul știa că i-a angajat sezonier, n-avea nicio grijă de plată, la leafă avea să plătească. La leafă însă s-a întâmplat să fim anunțați că conducerea șantierului mă retrimite pe mine la depou și pe el liber. Aveam banii în mână. Trebuia să ne urcăm în camion și să plecăm. Ne-am urcat în camion. Păi și birtașul? Dă-l în măsa, nu-i plătesc, zise consăteanul meu. Și nu i-a plătit. Explică-mi, dragă nevastă, această decădere. Beat nu era. Ceva cu birtașul să fie avut, nici vorbă. Era un om cum se cade, care ne făcuse credit fără nicio codeală. Plăcere de bani la un băiat de 19 ani? Da, dar nu atât de exagerată încât să-l ducă la astfel de fapte. O curvă pentru care să fi făcut o asemenea potlogărie nu exista și nu putea fi vorba nici de plăcerea pușlamalei care i-a făcut birtașului figura. Abia acasă mi-am revenit. Ce mama dracului a făcut ăla? M-am întrebat și m-am întors îndărât și i-am plătit eu birtașului datoria. Putea să reclame la depou,
Eu trebuia atunci să spun din ce sat era băiatul și ar fi venit jandarmul după el și ar fi fost vai de viața lui. Abia târziu, după ani de zile, am reușit eu să descifrez sensul. El era țăran și birtașul și șantierul unde muncise, nu. Orice faptă săvârșită în lumea asta de nețărani nu conta. Dă-i-n măsa. Hoția sau pungășia sau alte păcate erau valabile numai dacă erau săvârșite acolo în sat. Din moment ce fapta era săvârșită în afara satului, era ca și când ar fi săvârșit-o în pustiu, ca și când ar fi înșelat un pom sau o groapă sau o buturugă. Așa gândise el. Dovada, la noi în sat era un băiat cinstit. Nu săvârșise niciodată și nici n-avea să săvârșească nici mai târziu astfel de ticăloșii. Frații mei, după ce au pus mâna pe pământul meu, adică după ce m-au dus cu vorba să-l dau lor, au zis, am aflat mai târziu și n-am mâncat 3 zile de trist ce eram. Mare prosbădia! În loc să-și fi păstrat pământul pe numele lui și nouă să ne fi lăsat doar dreptul să-l muncim și cu banii lui de lucrător să mai fi cumpărat altul, a ajuns la pușcărie. De ce am ajuns la pușcărie? De ce am renunțat la pământ, dacă mai sunt sau nu pe lume alte drumuri mai bune decât cele țărănești? Întrebări zadarnice, care nu treceau prin capetele lor orice le-ai face. Singurele mele îndoieli de la ei vin, de la țărani, și nu din altă parte. Soluția lor e pământul. Istoria lor e pământul. Istoria pământului? În ziua aia, când am aflat ce părere au ei despre mine, îți spun că m-am înfuriat așa de rău că am vrut să le iau pământul pe care li-l dăruisem. Nu era mult, 2 pogoane, dar așa m-am înfuriat că în noaptea aia nici n-am putut dormi. Eram în sat. A doua zi era să mă mut de acasă. Noroc a sărit mama și mi-a spus că trebuie să am grijă să nu afle lumea. Cât despre pământ, de ce aveau ei curaj să zică ce ai auzit? Fiindcă nu mai aveam dreptul să-l pretind. Trecuseră prea mulți ani de când se afla în folosința lor și legea li-l atribuia. Vezi, pentru noi revoluția înseamnă și salt istoric. Noi am învățat la școală, și tu și eu, primul lucru pe care l-am învățat, că i-am bătut pe turci. La școală, la ucenici, aveam un profesor care, chiar dacă nu știai lecția, chiar dacă bălmăjeai indiferent ce, dar dacă la sfârșit ridicai glasul și răgneai și i-am bătut pe turci, bravo, zicea, treci la loc, ți-am dat nota 10. Eu totdeauna am spus că ești un băiat eminent. Chiar și Eminescu arăta cum un domnitor moșneag stă de vorbă cu Baiazid Fulgerul și îi spune că noi ne apărăm sărăcia și nevoile și neamul. E, asta e. Neamul mai înțeleg, într-adevăr. L-am apărat 1000 de ani. Dar de ce sărăcia? De ce nevoile? De ce în această țară, dintre cele mai bogate din lume, sărăcia și nevoile? Eram noi acum 400-500 de ani cel mai sărac popor din Europa? Să presupunem că eram, așa cum am învățat, că năvălirile tătarilor și ale altor barbari au sărăcit și istovit în lupte sângeroase și fără glorie, noi am învățat că cu glorie, un popor de păstori și plugari așezat la o răspântie de drumuri. Dar pe urmă ce a mai fost?
după ce n-au mai fost nici tătari și nici turci. S-a întâmplat așa cum se întâmplă cu fata care nu-și dă seama că a ajuns mare și că trebuie să iasă în lume și să se mărite. E frumoasă și bogată, dar nu se uită nimeni la ea. Cel mult vine un cavaler teuton care te ia și te duce cu carul lui de luptă într-un război în care te mai bagă și la apă. Iată aspectul dramatic al chestiunii. Se poate face saltul istoric fără țărani? Este extraordinar să vezi cum se lasă ei de greu când aude revoluție. E vina noastră? A țăranilor? Cine poate să știe? Noi suntem un partid de acțiune. Un comunist care vegetează e orice vrei tu, dar nu comunist. Trebuie să știi însă și în ce sens să acționezi. Fiindcă un om de afaceri, e și el un om de acțiune, nu? Ce părere ai? Niculae Masă făcuse o pauză și și-a prinsese de la țigara care era pe sfârșite una nouă. Fuma și soția lui și fumul se ridica vizibil spre tavan, împrăștiindu-se în cercuri ce se dilatau sau se transformau în spirale de-a lungul grinzilor negre. Oamenii s-au frământat totdeauna, dragă nevastă, să dea acțiunii sensul care să o împlinească, așa cum se umple vasul când curge apa în el. În ce sens să acționezi? Iată întrebarea. Un aristocrat, un feudal, acționează și el. Își mărește castelul, își renovează mobilierul, lărgește terenurile de vânătoare, supune latifundiile vecine sau le unește cu ale sale prin căsătorie. În cel mai bun caz, dă serbări, are maniere stilate și gust ales, simțuri rafinate și ai să râzi. Fiind viteaz, își varsă cel puțin odată viața, sângele, pentru o prostie. Dacă mergem mai departe cu ideea, observăm cum, în cel mai fericit caz, un capitalist va eșua dacă se va lansa într-o acțiune în care concurenții săi ar putea să întrevadă posibilitatea de a-l ruina. Așa că, pentru ce ar încerca el să fertilizeze o regiune în care bântuie seceta și în care fântânile rare și la adâncimi de amețești când te uiți în ele, cum ar fi bărăganul nostru, silesc animalele și oamenii să îndure setea, în timp ce Dunărea curge cu ape adunate din jumătate din Europa, la 50 sau 100 de kilometri apropiere? Ce l-ar putea atrage într-un pustiu? Mirajul unor comori ascunse? Mirosul petrolului? Aur, minereuri, zăcăminte rare? Dacă sunt, dacă nu, toți cei ce sunt acolo n-au decât să fugă sau să crape. Un comunist va cere totdeauna să îi se spună care sunt condițiile concrete. El are în vedere ideea că transformările pe care le urmărește trebuie să fie opera conștientă a oamenilor sau să devină conștienți de ea pe parcurs. De ce-i vorbise el atât de mult? Fiindcă era credința lui intimă și fiindcă din pricina poliției și a siguranței, reuniunile de partid la care lua parte erau scurte și discuțiile practic extrem de reduse. Legile conspirativității nu permiteau discuții nesfârșite, ca la social-democrați. Asta fără ironie, dar și fără nostalgie. Din acest punct de vedere, la ei era mult mai bine. Spre norocul lui, soția sa avea o idee despre soartă. Intrase în joc și se împăcase de la început cu gândul
că are un bărbat care nu seamănă cu ceilalți. Cât o fi, era un bărbat întreg, printre atâția bețivi și fără căpătâi. Merita să trăiești pentru el, chiar dacă zi și noapte te puteai aștepta să bată poliția în geam și să intre să-l ridice. Nu te mai necăji din pricina lor, îi spuse ea. Nu poți tu să duci pe umeri ce nu ți se cuvine. Ești un om. Urmează-ți drumul tău. Lasă-i pe alții să-l urmeze pe al lor și fii liniștit. Dacă vă întâlniți bine, dacă nu, fiecare o să pătimească după cum îi e scris. Să rămâi tăcut după asemenea cuvinte. Să trăiești fericit clipa prezentă, cât ești liber. Să-ți iei femeia în brațe și să-i strângi chipul ei tânăr la piept. Clipa e lungă, orele nesfârșite. Nu te duce, spuse ea totuși, în ziua când el o anunțase că are o sarcină, pe care Comitetul Central al Partidului i-o încredințase pentru a contribui la organizarea unei manifestații în capitală, care să facă prezentă în conștiința oamenilor, că la 7 noiembrie 1917 a avut loc pe lume Revoluția Proletară. Nu te duce! Acum ei, legionarii, sunt tari, au puterea, repetase ea. Un bărbat poate face și o prostie. Să-i înfrunți acum înseamnă să pieri. Nu, răspunsese el. Am garda mea, n-or să mă prindă. Avusese într-adevăr garda lui. Nu-l prinseseră. De altfel, totul fusese pregătit cu grijă. La obor veneau oameni de toate condițiile, mici negustori, oameni săraci din păturile de jos ale populației, unde putea fi mai bine. Acolo se hotărâse deci să aibă loc manifestația, și anume, în ziua de duminică 3 noiembrie, duminica oamenii ies în mare număr în piață. Ceea ce știe totdeauna să facă partidul când face, este să organizeze totul până în cele mai mici amănunte. Spontaneitatea poate costa vieți de oameni. Întâi s-a adoptat ideea pregătirii unui material propagandistic care urma să fie răspândit în cantitate mare. Al doilea hotărât cui trebuia să fie adresat, către toți muncitorii și țăranii care duceau greul acestei vieți, către toate femeile trudite cărora le mureau copiii în brațe, tineretului care n-avea în față decât perspectiva războiului sau a mizeriei cumplite. Și cine erau vinovați de toate acestea? Legionarii, regimul abia veni la putere cu Antonescu și Sima în cap. În noaptea de 12-3 noiembrie au fost astfel arborate pe firele electrice de pe străzile Foișor, colț cu viilor, Vespari și în fața fabricii Hermes 3 steaguri roșii, mari, lungi de câțiva metri, cu secera și ciocanul pe ele, pe care era scris Jos trădătorii, Antonescu și Horia Sima și Trăiască România liberă. În obor a avut loc manifestația, neașteptată, incredibilă. Ea a putut ține destul timp până ce grupuri compacte de legionari au venit și au împrăștiat-o. Niculae Masă, înconjurat într-adevăr de o gardă de câteva zeci de grivițeni, a vorbit oamenilor care se adunaseră în număr mare. În țară, le spunea el, au venit nemții, care ca niște lupi flămânzi golesc în câteva minute rafturile băcăniilor. Ei trimit mii de colete cu alimente pe zi în Germania. Dacă venirea lor ar avea ca scop pacea și prietenia între popoare, noi am putea să le dăm acestor nemți, în schimbul mașinilor lor la care se pricep, alimentele și petrolul nostru.
dar scopul lor e războiul și intenția lor ascunsă e să ne lege la carul lor și sute de mii din ai noștri vor muri pentru interesele lor, fără ca România să fie mai liberă și mai fericită. În acest timp au fost desfășurate două mari pancarte pe care se putea citi: Afară cu nemții din țară, încetați jaful germano-gardist, vrem guvern popular, opriți furtul de alimente, jos impozitele. Ce l-a interesat pe om totdeauna? Să fie liber și să aibă cu ce să-și hrănească copiii. Dacă trebuie să-ți duci copiii la groapă, nu devine totul zadarnic. Ori viața începuse să devină din ce în ce mai grea. Niculae Masă nu și-a terminat cuvântul. Vedea bine cu ochii lui că dacă nu se retrage, va fi prins de legionari și de poliție care își făceau drum lovind în dreapta și în stânga spre locul unde el, urcat pe câteva scânduri improvizate, vorbea mulțimii. Când s-a întors acasă, era vesel. Și veselia lui a sporit când a văzut că trec săptămânile și nu se întâmplă nimic. Știa el, prima arestare îl eliberase de frică. A doua arestare îl făcuse să fie mai prudent. În spatele biroului celui care îl ancheta, era un ins care credea atât de mult în veșnicia orânduirii existente, încât se cutremurase. Măi omule, dacă nu te potolești, vei muri, îi spusese. Îți dau drumul, te las să te gândești un an, eu voi fi aici. Dacă într-un an nu-ți vezi de treabă, o să te trimit în fața consiliilor militare care nu iartă. Și adio, lumina soarelui. Nimic nu-l neliniștise mai mult decât acest avertisment, fiindcă era uman. Omul nu-l bătuse, nu-l umilise și îi dăduse drumul imediat. Câteva luni trăise ca și când ar fi fost bolnav, până ce uită acest avertisment. Viața lui nu mai avea înțeles dacă nu-și urma drumul ei. Răspunse la chemare și a avut un ghinion cum nu se poate mai porcesc. Trebuia să ducă un geamantan cu manifeste la Ploiești, printre petroliști, și la gară scoase o bancnotă verde cu peleșul pe ea și i-o întinse casierului. Idiotul ăsta, în loc să o arunce în sertar, începu să se chiorască la ea, apoi ieși și lipsi câteva minute. Când reapăru, îi făcu un semn să se uite în spate. Se uită. Doi indivizi civili îl apucară fiecare de câte un braț și unul din ei îi spuse: vino încoace, nenică, să stăm nițel de vorbă. Îl duseră în biroul jandarmeriei gării și îi ceruseră. Desfă geamantanul. Dar eu i-am dat ăluia 500 de lei să-mi dea un bilet. Unde sunt banii mei? Strigase el indignat. Câte deal de 500-are ai în geamantan? Rânjise unul din cei doi și el înțelesese. Hârtia lui de 500 de lei era falsă și casierul anunțase poliția, iar ăștia doi credeau că are geamantanul plin. Desfă, nenică! Nu desfac. Ei, lasă că desfacem noi! Și dăduseră peste manifeste. Fluieraseră, dar nu a pagubă. Nu era falsificator, dar ceva grav tot era. Hai cu el la siguranță. La siguranță dăduse iar peste omul lui. Ți-am spus, i-a zis acela, să te astâmperi. Văd că nu mai înțeles bine. Acum te bag la apă și nu poți să mai scapi decât cu o singură condiție. Să-mi spui cine ți-a dat manifestele. Legătura dumitale superioară, dar și inferioară.
Nici el nu crezuse că acest Nicolae Moasă se va astâmpăra. Nu părea prea mirat. Nu se înfuriase că avertismentul lui fusese nesocotit. Intra în regula jocului să dai astfel de avertismente, să le primești și să le nesocotești. Probabil că nici el nu putea altfel. Era dintre cei care nu puteau, în timp ce se întâmplase să cunoască și comuniști care nu rezistaseră și spuseseră tot. De retras dintr-o asemenea istorie, nu te poți retrage. Dacă Masă ăsta ar fi încercat, el, omul siguranței, tot l-ar fi chemat mai târziu să afle de la el tot ce știa. Îl bătuseră să spună. Pe atunci însă, presa mai însemna ceva și un ziarist scrisese despre el, divulgând torturile la care fusese supus. Nu știa cum dăduse de el, dar îl cunoscuse la vorbitor. Scăpase cu o condamnare de 2 ani. A patra arestare venise curând după ce ieșise din pușcărie. Nu făcuse nimic, dar tot așa, să dea adrese. Îl ținuseră o zi și o noapte și îi dăduseră drumul. A cincea arestare îl prinsese pe drum, între ateliere și casă. Așa s-a luase de la cârciumă, dintre prieteni. A șaptea, la miezul nopții din somn, toate cu același scop. Să spună cu cine s-a întâlnit, cu cine a luat legătura după ce a ieșit din închisoare. Eu, legătura? Protestă el de fiecare dată, știind că n-au ce-i face din moment ce nu l-au prins luând asemenea legături, deși le luase și între timp participase chiar la ședințe conspirative. Poate că l-ar fi prins în cele din urmă și condamnat din nou, dar fu concentrat pe zonă în regiunea Clujului. După 6 luni, unitatea sa primi ordin de dislocare. Era o unitate de artilerie. Și deodată se răspândi vestea ca un trăsnet. Hitler și Mussolini ne dictaseră la Viena smulgerea unei părți din Ardeal, iar ordinul de dislocare nu era un ordin de luptă, ci de retragere. Cum? Vom părăsi pământul strămoșesc fără să ne batem? Era adevărat. În spatele Ungariei lui Horthy stătea Hitler cu toată forța armatei lui de temut. Ei și tunurile se retrăgeau pe drumurile mari, în timp ce tunarii disperați aveau lacrimi în ochi, iar populația le ieșea înainte ridicând brațele. Fraților, unde fugiți? Secretele cabinetului, unde ni se dictase această smulgere, ajunsese până jos. Cedați, ar fi spus omul lui Hitler, Ribbentrop, dacă vreți să rămâneți cu ce mai aveți. Iar la București, Carol al II-lea rămas singur și cu toate alianțele sfărmate, se speriase și acceptase dictatul. Ei, cu toate astea, își amintea Nicolae Masă, cu câtă sete ar fi luptat trupele. Și cine poate să spună cu ușurință că cel ce preferă lupta are o soartă mai rea decât cel care acceptă înfrângerea fără să tragă un glonț? Ne întoarcem, fraților, strigau ofițerii. Acum e greu de noi, dar să nu ne pierdem speranța în dreptatea noastră. Unii localnici plecau și ei odată cu trupele. Chiar atunci, pe loc, băieți tineri, nelegați încă de o familie proprie și de o casă, și călcau alături de soldați 10 de kilometri, împărțind hrana cu ei. Asta se întâmplase de curând, în august. Nicolae Masă fu desconcentrat și se întoarse la strungul său. Dar își căută și legătura de partid și îi se trasă sarcina să plece în Ardeal. Trebuia organizată lupta împotriva dictatului de la Viena. Dar nici soarta lui
nu era mai bună decât a refugiaților ardeleni. Fu arestat înainte de a pleca, dar făcu dovada că în timpul cât lipsise, fusese militar. I se dădu drumul, nu mai plecă în Ardeal. După organizarea manifestației din obor, prudent, Niculae Masă se ascunse timp de câteva săptămâni în mai multe locuințe succesive ale prietenilor săi, informându-se în același timp dacă poliția sau siguranța l-au căutat acasă sau la ateliere. Nu-l căutaseră și atunci se întoarse acasă spunând la ateliere că fusese pe la țară, în Moldova, unde avea o rudă grav bolnavă. Nu-i zise nimeni nimic. Își reluă legătura întreruptă și în săptămânile următoare organiză o adunare la Malaxa, unde luară parte aproape 1000 de oameni. Mai prudent, dispăru îndată ce muncitorii se adunară, după ce însă stabilise cu rigurozitate programul adunării împreună cu cei cu care o organizase. Se crease o situație insuportabilă. Salariile nu mai ajungeau. În uzină se instalase poliția legionară. Teroarea începuse să-și facă simțită gheara până jos, nu numai față de dușmanii legiunii. Furioși, muncitorii strigau, adăpostiți în propria lor masă: jos teroarea, jos poliția legionară! Încurajat de acest succes, Niculae Masă pătrunse apoi în mijlocul muncitorilor de la Wolf, apoi de la Leonida, apoi de la Pirotehnia Armatei. Generalul se înfurie și pe raportul prezentat de Direcția Generală a Poliției puse următoarea rezoluție: orice manifestație de dezordine va fi reprimată cu armele. Se vor stabili instigatorii și agitatorii, aceștia să fie condamnați la muncă silnică pe viață. Dacă nu este lege, să se facă imediat. Generalul știa bine care sunt cauzele manifestațiilor de dezordine: abuzurile și jafurile legionarilor. Totuși el nu pusese niciodată o rezoluție atât de drastică pe vreun raport în care desmățul legionarilor era scos la lumină, fără putință de îndoială. Idila era încă mare. Ei, cum să cer condamnarea unui legionar? Și dacă nu este lege, să se facă imediat? Și deodată Niculae Masă își dădu seama că libertatea sa de până atunci fusese supravegheată, acțiunile sale urmărite îndeaproape și că nu fusese arestat, fiindcă se știa că e un comunist din cei importanți și poliția legionară vroia prin el să prindă și pe alții. Cel puțin, așa îi spuseră legionarii înșiși în acea noapte în care Achim văzuse case arzând și oameni urcați în camioane și duși spre destinul lor tragic. Tot așa îl luară și pe el. 3 inși năvăliră în casa sa. 3 legionari îmbrăcați în cămăși verzi cu diagonale, care li se vedea pe sub paltoane și cu căciul turtite într-o parte. În mâine aveau pistoale cu butoi și lanterne. "Domnule Niculae Masă, ești arestat," zise unul din ei. "Îmbracă-te și urmează-ne." "Cine spune că simțim când ne paște adevărata primejdie? Uneori o simțim prea târziu." "Ia uite," gândise Niculae Masă în timp ce se îmbrăca. "Acum s-a sfârșit cu mine. Ăștia or să mă omoare." Nu puteam să fug de acasă să mă ascund. Și într-o pivniță aș fi putut trăi 10 ani. Dar eram viu și cu speranța în suflet, în timp ce acum eu nu voi mai fi. Cu mine s-au încheiat toate socotelile. Eu zăpada n-am să o mai calc, eu soarele printre nori n-o să-l mai văd, eu ochiul curat al copilului meu n-o să-l mai sărut.
Doamne Dumnezeule, ce prostie am făcut! Arestările mele de până acum au fost doar o hărțuială. Acum căsuța și nevasta mea vor rămâne pustii. Fusese în floarea din tâi a vârstei, când se împăcase cu moartea. Credința îi dăduse o mândrie sălbatică. Nu e liber cu adevărat, gândise el atunci. Cel ce se bâție prea mult pe această lume să nu-și piardă viața. Nu oricum merită să trăiești. Da, dar iată, acum îi părea rău. Descoperise bucuria de a fi tată, de a avea prieteni, de a lupta și a învinge. Trăgeți-mi, bestiilor, un glonț în cap, strigase el deodată, având presentimentul că înainte de a-l ucide, acești oameni vor încerca să-i smulgă întâi secretele și îl vor tortura. Se repezise asupra unuia și, vărându-i gheara în gât, începuse să-l dea cu capul de pereți și să-l sugrume. L-ar fi omorât dacă n-ar fi fost lovit în cap cu pistolul de unul din cei doi. Chemați ajutoare, ordonase cel sugrumat. Retragerea și trageți în plin dacă iese din casă. Plasați-vă la ferestre, eu stau la intrare. Cine poate avea, de două ori la rând, impulsul de a se nimici pe sine? Dacă s-ar fi tras în el în clipa aceea, ar fi murit liniștit. Acum însă, treaz fiind din beția sinuciderii, cu primul impuls consumat, găsea în sine puterea de a suporta calvarul. Ce mai contează tortura când știi că oricum vei muri? Gândise. Și în liniștea care urmase, găsise în sine mândria sălbatică de altădată. Nu te speria, îi spuse soției. Alții au murit mai tineri. 40 de ani de viață nu e o glumă. Străduiește-te să afli unde m-au omorât și să mă îngropi între oameni. Ce noroc! Muierea își trăia și ea din plin gândul ei despre soartă, dar și cu o lumină de speranță. Cine știe, poate scapi. Dar dacă nu scapi, fii liniștit. Eu numai cu tine în gând o să trăiesc de aici înainte, iar copilul tău n-o să te uite nici el. Ar fi fost bine acum să intre și să-l ia. Dar sinistră tăcerea înconjura casa. Nicolae masă și îmbrățișă soția. Începuse-i sărute chipul ei, pe care ajunsese să-l îndrăgească și să-l facă să iubească această lume. Apoi deodată se ridică și își îmbrăcă paltonul. Își trase căciula pe cap, puse mâna pe clanță și ieși. Stai că trag! Se auzi un strigăt. Am stat! Trei inși năvăliră asupra lui și îi puseră cătușele la mâini. Curând o mașină și o motocicletă cu ataș se opriră în fața casei. 7-8 inși se dădură jos din ele și Nicolae Masă fu împins în mașină. Șoferul întoarse. Motocicleta viră, întoarse și ea și o luă înainte. Întunericul gros domnea asupra cartierului. La prefectura poliției, Nicolae Masă fu supus unui interogatoriu neglijent. De ce nu vorbești, domnule Masă? Acum, pentru voi comuniștii, totul e pierdut. Nimic nu vă mai poate salva și o să încetați pentru totdeauna să turburați popoarele cu doctrina voastră de atei. Torționarii aveau un șef care doar se uita. Avea însă și el un pistol la diagonală. El vorbise. Pentru mine tot e o curiozitate, continuă el. Cum poate cineva să fie comunist, spune dumneata, să tragi cu gloanțe în chipul lui Hristos? Explică-mi! N-am tras niciodată cu gloanțe în chipul lui Hristos, răspunse torturatul. În schimb voi ați tras și trageți în chipul omului.
A, și voi n-ați tras?" se miră șeful torționarilor vesel. Domnul Trotski, care se plimba într-un tren special de-a lungul și de-a latul Rusiei și îi împușca pe loc pe toți contrarevoluționarii. Astea sunt cunoscute, domnule Masă. Voi sunteți năpârcii verzi și veți fi curățați mult mai devreme decât vă închipuiți, zise Nicolae Masă, liniștit. Oricum, o să învățați voi direct pe pielea voastră cum poate cineva fi comunist. Va veni timpul și n-o să vă fac eu acum, înainte de moarte, declarații de principii. Noi am învins într-o puternică țară. Vom învinge și aici, și pe întreg pământul. Aici e toată chestia, răspunse celălalt. Că lumea n-o să înghită niciodată pilula pe care jidanul vostru de Karl Marx vrea să-i ofere. Rusia va fi atacată de Adolf Hitler și se va termina cu toți comuniștii și cu toată jidănimea de acolo. Domnule Masă, nu-ți face iluzii. Uite, dă o declarație că renunți la doctrina ta, spune-ne legăturile pe care le ai și îți declar că vei fi liber. Și îi întinse în față o hârtie și îi oferi un stilou, însă rângea. Nici măcar n-avea abilitatea perfidă de a fi înșelător, de a specula momentele grele când un om ar putea arunca, fie și pentru o clipă, o privire de speranță într-un întuneric care îi stătea în față. Fără să știe, el îi ușura celuilalt sufletul de chinul îndoielii care poate trece prin inima condamnatului. Îndoială nu în credința sa, care era viața lui, ci în însăși viața care îl lovea astfel. Indignare, deznădejde, sfâșietoare păreri de rău că totul se termina pentru el. Rămase dârz, încăpuse pe mâna unor asasini. Nimic omenesc nu se putea stabili între el și ei, nici o punte. Știa, simțea că nu vor avea respect nici pentru moartea lui, dar minte pentru credința lui. Îi apucară zorile. Nicolae Masă tăcea. I se întâmpla în timp ce era lovit să nu mai știe de el și atunci avea înainte conștiința lucidă când gândea. Ia uite, moartea e un leșin, o turburare a vederii. Nemernici sunt și vor rămâne toți cei care vor tortura un om pentru credința lui. Înainte de moarte însă a avut parte de un drum și de clipe în care asasinii săi încercară în ultimele momente să-i smulgă mărturisiri. Mașina în care îl împinseră nu era o dubă și putu vedea prin geamurile ei că îl duceau în afara orașului. Era clar. Era ultimul său drum. Bine că nu-l mai torturau. La un moment dat, mașina încetini. Ce este? Zise unul din polițiști. Pană de motor, răspunse șoferul și se dădu jos. Numai că pana de motor se potrivise să fie într-un loc pustiu, plin de zăpadă. Iar șoferul sta liniștit. Nu se grăbea să-și repare mașina în pană. Dă-te jos, zise același polițist și Nicolae Masă coborâ. Se simțea apucat de brațe. Merse cu ei 15-20 de metri pe poiana albită și imaculată, apoi se opriră. Apoi văzură că făcuseră semicerc în fața lui vreo 5 inși cu pistoalele scoase. Te mai întreb o dată, zise același care comandase tot timpul torturile. Care sunt șefii tăi? Niciun răspuns. Atunci individul îl apucă de brațul drept, ridică pistolul,
îl lipi de tâmplă și trase. Nicolae Masă se prăbuși la pământ. Unul din indivizi se apropie și trase și el câteva focuri de pistol în corpul lungit în zăpadă. Se întoarse apoi în mașină și șoferul viră și o luă înapoi spre oraș. Pana lui de motor fusese simulată. Te întrebai de ce avuseseră nevoie de ea. În drum spre prefectură se opriră la un restaurant, unde mâncară și băură zdravăn. Zadarnic îl căuta apoi soția pe Nicolae Masă la prefectură și la toate secțiile de poliție. Curând zăpada îl acoperi și abia la câteva săptămâni de la asasinat ceferiși de-ai săi din capitală, curioși de forma pe care o avea zăpada într-o poiană la marginea comunei Pantelimon, îl descoperiră și găsiră în buzunarul lui ultimul bon de salariu. Astfel aflară cine era și femeia lui putu să împlinească ultima dorință, să fie îngropat printre oameni.